So it was just a normal day. I joined the voice call with my brother, as you do, booted up Roblox, as you do, and quickly realized that we don't know what could we play, as we do. So I soon got recommended this. Definitely don't know why. Now, I didn't record the beginning part, but all you need to know is this. I'm Engel, my brother is Bonnie. As soon as I started, I got raided by Chica, so war started between us. It was quickly over as Chica kept running away, but I didn't forget all the suffering Chica put me through. Anyway, Foxy, which is definitely not Glimmer Bonnie, attacked just joined Freddy. I knew Freddy's suffering because I went through the same thing. I would not let Foxy get away with it. So I recruited Bonnie and went to attack alongside Freddy. And that's all you need to know. Now, I'll continue to tell the story of a small alliance between Mangle, Bonnie and Freddy against a real empire made of just Foxy. Will our small group be able to defeat the strongest person on the server? Will the server finally come to a peaceful treaty? Let's dive into the story. I'll attack. Îi dădui lui Freddy arma mea. Îi dădui lui Freddy buzuganul meu. N-o să încep de ce Dumnezeu Bonnie are un buzugan de gheață, dar mă rog. Ajutor. Vin. Stai. Vine. Bă, dar nu e Glam Rock Bonnie, e Foxy. E Foxy costumat în Glam Rock Bonnie. Stalker. E impostor. Are identitate furată. Mamă, ia, hai, taci în el. Stai. Hai. De ce are Foxy un ar? Oh my god, ai omoară-l! Mă, niciun hit, noi de doi! Și acum vine peste tine! So the problem is already visible. He's much stronger than us, and because we are attacking, not him, he has the advantage of having a base. If we wanted to defeat him, we would need to come up with a better strategy to somehow get inside his base and attack him from inside. Hai, sar pe capul meu, Ce face copilul ăsta? Hai. Nu, are acoperiș copilul. Are acoperiș. Păi da, are gaură, nu are acoperiș. Du-te. Vin. E la mine. We found it. A way inside his building. While this was happening, Shadow Freddy joined the war. He was mostly against Foxy, but he would kill us as well when he had a chance, making a total different team where he was the only participant. Oh my god! Stai că se duce Freddy pe el, stai că mă duc și eu. Bă, dar Freddy de ce nu-și ia armă cu el? Freddy se duce să fie omorât, nu știu. Hai! Momorâți! Oh my god, trebuie 3 oameni ca să omorăm pe Foxy. Bun, mă! Hai. What is this game? Eu am ambele puști doar de apropiere, nu am niciun alea. Cum? What? Ce face cu... What is this, man? Ia, unde e? Freddy, ce face Freddy? Cu Freddy, care e Foxy? What the fuck? What? Dar are steluțele ninja în cap. What? Dar nu-și luă damage. Pe Freddy, care e Foxy? Mă rog, Foxy nu cred că mai vrea să spate. Nu mai contează, sare. But ce face copilul ăsta? Copilul ăsta zboară. Oh my god! Hai, să-l omor. No. L-o omorâi pe Glam Rock Bonnie! Yeah, Bonnie! Man! Ok, acum. Stop Kido. Îmi place că vorba ta glumește până da, ne omoară mamă. Hai. Unde-i Glam Rock Foxy? Hai, că mă omoară. Și cum Glam Rock Foxy, adică Roxy? Hai. Yellow. Hai să sărim unde, hai. Oh my god, ajutor! Hai, mamă! Yes! Mamă, lovici! Sunt low. Se răspundă, vezi că se răspundă. Își lua armă. Că suntem zeizonul. Ești pe afară. Colentinatei. Sub gustul nu simți grivei. Hai, sunt în casă, mă omorâi, l-omorâi, hai. L-omorâși? Da, l-omorâi, ne omorâși în principiu. Stai că îl campez aici, stai. Îi cad în cap.
Nu, că eram invincibil! Stai. Vreau să vede Gangster Fire. What? Mă rog, mă duc direct la etaj, că nu mai turbesc așa. Eu o să mai stau aici, o să mai fac la etaj, ok? Ne mai batem cu Foxy. Puteți să mă mai bateți, dar eu o să mai vreau să-mi fac aici. They decided to sign up this trading. Our team was insanely scared. We can hear it in our voices. Mă, asta e Chica! Stai, că eu cu Chica... Aveți trebuie terminate. Da. Why? Because we did not know what signing a peace treaty would mean. We didn't know if Shadow Freddy was going to form an alliance with Foxy, or if Shadow Freddy was out of the war completely. He didn't sign a treaty with us, so does this mean they are both against us? That would mean the end of the little team and every single spark of hope would be gone if that happened. Hai să-i cumpărăm, hai să-i furăm arma lui Fox, lui Chica, vino repede, vino. My god. Care are armă bună aici. Hai repede, până nu ne observă. If you don't know, that weapon that Chica has is pretty OP. I'm saying this because we didn't know it, that either. It was just an excuse to hate Chica using the help of Bonnie. If Foxy and Shadow Freddy were alliance, that weapon would be a really significant help. And all of this I found out later after hating Chica. But anyway, this moment was for everything that happened when she attacked me, when I was in my lowest moment, when I was the weakest. That's why he did it. That's why he attacked. Hello. Oh! Ai, Amaran! Mordești? Gata, mort? Bun, ia... Pură-i arma și acum vine la tine să te ajut și pe tine. Carte, lasă-mă pe mine, okay, lasă-l. Okay. Gata, am armă insane acum. Nice. Ia uite, strălucește, ia uite cât de frumos e. Mhm, e neon. Pure happiness. Past hopeless Mangle was avenged. But as happy as we were in those moments, the war was still not over. And we knew there wouldn't be peace until it came to a conclusion. Then this happened. Man, mă atacă doi oameni! N-am armă. Oh my god, trage rog. Asta n-am armă. Trage rog, țin mine. What the fuck, ce armă are asta? Își pusă pe perete și acum gen poate să se urce pe acolo. So therefore, I felt bad for Foxy, so I tried helping him. Căple, unde ești să te ajut? Căple, unde ești? Stai că l-ajut pe Roxy. De ce n-ai bala asta? L-am mort pe Bonnie, pe Freddy. De ce? Că i-am lăsat săracul Freddy, atâta și tu ce fuge. It was pure chaos. Only thinking of the joy when I finally killed Chica felt like so little ago. Shadow Freddy turned on Foxy, and the dearest friend I had in this war turned on our single teammate. I didn't even understand in which team I was anymore right then. Force yourself to find something beautiful in everything you do, and you will only do beautiful things. Near Ezra. That was it. Everything went so bad for us. But sometimes, you have to just find the beautiful things around. That's how we will win the war. Ce, Doamne, asta mă pățiș! Careful of them. Then, out of absolutely nowhere, this happened. Mai am glas. A, vine după noi, vine după noi. A, sau? Gata, mă. Gata, bă, suntem în echipă cu Bonnie. We finally got teamed up. Me, Bonnie, and Foxy, as Freddy quickly perished. After the war, me and Bonnie were stronger than ever. But we can't say the same for Foxy. The war really did him well. That didn't matter though. We were finally teamed, and it was time to finish our last enemies and finally put an end to this war.
Hai să-l omorâm, hai să-l omorâm. Hai că toată lumea peste el. Eu omorâm pe Bonnie! Răzbunete pe Bonnie! Cum? Nu omorâm reciproc. Ne trebuie... trei oameni ne trebuie ca să omorâm pe ăla. Nice. Vezi cum mă mor. Mai aveam un pic de viață. Du-te în casă, îți regenerează. Hai să mă mor. Îmi place că nimeni nu vrea să fie bălumboi. Îmi place skin-ul lui. Dar măcar lui îmi ia picioarele. Lu cine? Lu Foxy. Nu. Te omori iară? Nu. Bogdane, what the fuck, cât de mic ești? Ce-i asta? Asta e și joc, el e scund. Păi da, dar de ce ești așa? What the fuck is this, man? Nice. Nice, te pricepi. Îl dăm Freddy? Oh my god. Oh my god, e 1 HP, hai. Hai pe el, hai pe el. Hai, în cap, în cap. Ok, hai. Bun, așa, bun, hai. Hai, duceți-vă. Hai. Iepuri să atace. Atacă iepuri, bun. Nice. Oh, la mine. Eu sunt la el la bază. Păi da, la bază la tine, adică la baza lui Cool Turtle 1-1-1-1-1-1. Aha, ok. Mai are un picior, merge cu un picior. Gata, lumare. Trage ăsta mine. Oh my god, Fenigol, Feri, oh my god. Scuze, dar m-am cărat. Mamă, papucii Gucci, Bogdane. Nu știi cum e. Cum nu-l nimerez? Unde naiba e? E Golden Freddy. Bă, Golden Freddy fugi de la bază. Oh my god, îl omoare pe Shadow Freddy? Golden Freddy e la Shadow Freddy la bază. Am papucii Gucci. Dar o să lase Shadow Freddy să intre, că sunt în echipă. Ah! Ieși și Puppet mai e decât Chica. Ah, nu mai contează, ieși și Chica, mai este decât noi. Nice, eu merg la mine. Nice, eu vreau să nu te ahintai cu una. Cred că s-a făcut pace în lume. So we did it. Finally, there was peace in the server. But at what cost? Everyone else perished. We were only us three. Is this really what we wanted? To have no one else around us. Fortunately, a glimpse of hope was reborn as more and more people started appearing and creating their own empires. Ce vrea fata asta? Deci mă amărește, what? Mica. Good, ăsta încă puțin și termină tot ăsta. Oh my god, intră o banană, intră o grămadă de oameni. What? You're my favorite robot. Asta, vorbește cu Mega. That was nice, but then I saw a scene I did not think I will ever see. Săraca Chica. Deci, ce aveți cu Chica? Zise că sunt animatronic cu ei preferat. Și noi o batem că nu zis că e tăi bunii. Bonnie and Foxy were attacking innocent Chica. After all the pain we created during the war, I couldn't let this extend to innocent people and the new generation. So in this heart-stopping moment, I did this. Ești pe la atunci. Nu, l-am murit! Cum nu te nimeresc? What the fuck? Îmi zbura arma! So I alianced with Chica, which didn't even know what was going on. But then, I traumatized Foxy. Oh my god! What the fuck? S-auzi? Reloading, nu mai pot să mai trag.
A, tu făcut să nu mai poți să mai trag. Nu pot să mai trag! Asta nu mai are picioare. Nu mai da cu arma aia! Nu pot să mai dau cu arma, bă! Ăla nu mai are picioare, uită-te la el! Ok, my leg! Bă, ia-te-te! Oh my god, îl încetin, eu nu-i așa din... Sorry for your list. Was not going to let that go on me. And then, what? De nu ești? A, nu murim! Mi se dus să... pe ăla. Bine, stai odată cu tolici tu. Că ai disconnected. So after such a long time, the war finally ended. Not in the normal way, but finally, there was peace, and I, along with everybody else, could finally rest, knowing nothing else was threatening to do injustice. What the fuck, man, it's just Roblox.